Ne-am dorit să aflăm părerea tinerei generații și care este poziția vis-a-vis de acest virus care face ravagii în toată lumea. De la oameni simpli până la cei cu studii, de la cei obișnuiți până la ranguri princiare, virusul nu alege. Ne-am dorit să vedem dacă cei tineri sunt conștienți de această perioadă și dacă tratează cu seriozitate problema. Așa că am luat legătura cu Bogdan, un tânăr student la inginerie automatică, ce a ajuns să studieze tocmai în Danemarca. Ca peste tot, universitățile sunt închise de o lună, iar cursurile sunt trimise online. Ce măsuri de protecție ți-ai luat? Măsurile cele mai standard posibile. Am dezinfectant care dau, am grijă să dau pe mânerele de la uși, pe clanțe, pe ce folosesc eu cel mai mult, mouse, tastaturi. De asemenea, mă spăl pe mâini cât de des posibil. Când ies pe stradă, încerc să mențin cât mai multă distanță între mine și restul lumii. Suntem 3 persoane care stăm în apartament, eu și încă 2 colegi de facultate, care m-am cunoscut la facultate. Eu sunt singurul român din apartament. Ei de unde? Din ce țări sunt? Sunt din Serbia. Ai cumva colegi de facultate despre care ai auzit că s-au infectat? Ai idee? Am un prieten care era student prin Erasmus, a terminat studiile în Danemarca, s-a întors în Belgia și în Belgia a contractat virusul. Știu că stă în carantină acasă și momentan a avut efect carantina din... Câte știm, nu a răspândit-o la familie și la cunoștințe. De când s-a infectat, ai vorbit cu el? Ai luat legătura cumva? Da, am vorbit cu el. Nu a fost pus în situații care să afecteze mai grav viața. Tot ce a fost a rămas să stea în carantină momentan. Motivul pentru care am decis să rămân în Danemarca este unul care sunt foarte pe mijlocul lui. Cum să spun, pe de o parte am rămas aici pentru că au un sistem medical mult mai bun și am o șansă mult mai mare în cazul în care păzesc ceva, dar pe de altă parte mi-e și puțin frică pentru că aici sunt mult mai singur decât cum aș fi acasă, unde aș avea familie și cunoștințe care m-ar ajuta și m-ar suporta mult mai mult. Dacă apar probleme de sănătate, tu ca student, cum procedezi? Ce trebuie să faci? În primele zile când am venit în Danemarca și ne-am înregistrat ca studenți, am primit un fel de buletin danez, aici se numește Yellow Card. Pe acest Yellow Card, pe lângă datele noastre personale, scrie și numele și adresa unui doctor de familie. Pentru a limita ieșirile, tot ce înseamnă transport în comun nu mai circulă. Danezii se deplasează în mare parte pe biciclete, pe jos sau cu mașina. Granițele sunt închise și doar cei cu cetățenie daneză pot reintra în țară, dar sunt ținuți în prealabil în carantină. La final, mesajul tânărului student pentru cei din generația lui este unul solidar cu evenimentele din întreaga lume. Aveți grijă de voi. Știu că e tentant să ieșiți, știu că vă plictisiți prin case, dar e puțin mai mare decât voi. Recomand să stați în casă, e singurul care putem face. Gândiți-vă la părinți, gândiți-vă la bunici, pentru că ei sunt mult mai sensibili la asta. Nu vă puneți pe voi în așa mare risc, dar îi puneți pe ei în riscuri mult mai mari. Aveți grijă de voi și de familia voastră. În acest moment, una dintre cele mai bogate țări din lume, Danemarca, înregistrează peste 2000 de cazuri confirmate de coronavirus și aproape 40 de decese.